Eu sunt Ștefan și vă voi învăța în acest tutorial cum să adăugați o semnătură în Gmail și cum să adăugați în acea semnătură o imagine, un text sau un link. În primul rând, vă logați la contul dumneavoastră de Gmail. Setări. Dați un pic mai jos până ajungeți la secțiunea semnătură. Aici aveți un editor în care puteți să adăugați o imagine. În această căsuță trebuie să adăugați URL-ul imaginii. Veți vedea miniatura și dați OK. Pentru a modifica dimensiunile, dați click pe imagine. De asemenea, puteți adăuga și text. Textul puteți să-l modificați, să zicem Comic Sans, mărime, să-l lăsăm normală, să-l bolduiți, să-l faceți cursiv, să-l subliniați, să-i schimbați culoarea, îi adăugați un link, zicem oro, ok. Dacă doriți să adăugați un link pe imagine, selectați imaginea și dați pe acest buton .com. Și bifați această căsuță dacă doriți să ștergeți rândul dinaintea semnăturii. Ce face mai exact această căsuță? Să facem un mic test, să debifăm și să salvăm modificările. După care scriem un mesaj. Să bifăm căsuța și să dăm salvați modificări. Scriem din nou un mesaj. Să vedem diferența. Primul mail, observați că este trunchiat și pentru a vedea semnătura trebuie să dai click pe aceste trei puncte. Atunci când bifați această căsuță, introduceți această semnătură înaintea textului citat în răspunsul și ștergeți rândul dinaintea semnăturii, vă va apărea direct semnătura.